Președintele interimar al judecătoriei strășeni, Sergiu Soianu a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate fiind suspectat că deține o avere nejustificată de peste jumătate de milion de lei. Inspectorii de integritate s-au autosesizat. În urma articolelor avărute în presă privind declarația sa de avere, inspectorii ANI au stabilit că suma de 622.604 lei nu a fost indicată în declarația de avere, ceea ce este o diferență sub substanțială între veniturile și cheltuielile din perioada anilor 2018-2021. Au încercat să-l contactăm pe judecătorul vizat, dar nu ne-a răspuns la telefon. Însă inspectorilor de integritate, Sergio Osoianu le-a spus că unele venituri nu au fost luate în calcul, cum ar fi alocațiile de la statul român pentru copiii minori. De asemenea, Osoianu a mai precizat că în anul 2021 a primit un ajutor financiar în sumă de 85.000 de lei de la mama partenerei sale iar cu acești bani a procurat un imobil în construcție. Ani va transmite cazul în instanța de judecată. Dacă va fi găsit vinovat judecătorul Sergio Osoianu riscă să nu poată exercita o funcție publică sau de demnitate publică pe o perioadă de trei ani, cu înscrierea în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa anumite funcții. Osoianu poate contesta actul când va fi definitivat.